împreună cu conducerea statului, trebuie să luptăm ca această specie să să dezvolte, nu să o mormântăm. Că nu sunt mari lucruri de rezolvat. Nu sunt mari lucruri de rezolvat. Am văzut și aici cu control oficial al producției să vorbesc. Oile astea ca să ajungă aici, unde au ajuns astăzi, vorbesc de oile care sunt control și asociațiile, care au specialiști buni și și-au rezolvat problemele și merge bine treaba. Surcana de la 35-40 de kg, cât era în literatura de specialitate, au ajuns astăzi la 60-70 de kg. Sigur că sunt exemplare și de 90, de Sute de chile, nu zice nimeni că nu, dar. E mai greu de întreținut. Nu că nu putem. Stă un animal că ăsta îl faci cum vrei tu. Dacă vrei să investești și să bagi bani și cu banii să-ți cumperi cereale și medicamente, e rezolvată problema. O faci cum vrei tu. Dar asta e munca omului, în primul rând, care s-a ocupat plus a specialiștilor, asociațiile care au la ora actuală specialiști. Eu vorbesc de Bistrița cât și de cei de la Registre, unde cunosc situația. Noi avem astăzi 30 de angajați. Avem mașini care se duc fiecare pe rută cu oameni. Și o vos progresso no mais caco mas șchiopătă cu bani. Noi punem o parte din bani, o parte din bani statul. Iar statul român acum, când e mai greu, tot taie din banii care dă statul și vine cu restricții tot mai mari. Facem control la nu știu ce, facem control. foarte bine, așa trebuie făcut. Dar întâi investește bani și apoi controlează leul tău. Dar înainte ai să faci treabă. Și apoi dacă dați bani și faci treabă, pe urmă vii să-ți controlezi leul tău unde s-a dus. Dar până n-ai dat nimic, taci și vezi de treabă că alții văd ce facem noi.